Bună ziua! Cum este, domnule Dragnea? Vă place la închisoare? Până acum, da. Încercați să vă amintiți și să ne spuneți care este prima propoziție pe care ați rostit-o atunci când ați pășit în penitenciar. Darius Vâlcov e pe aici? Coruptule, unde ești? Înțeleg că stați într-o celulă foarte bine amenajată. Unde ați mai întâlnit asemenea condiții? La Atene Palace? Cum v-ați simțit în momentul în care ați fost arestat? Disperat, obsedat, speriat. Vă mai amintiți cum erați fix în prima zi de detenție? Eram preș, eram ghiocel, eram slugă. Dar cu toate astea, înțeleg că fix din a doua zi, practic, ați preluat conducerea asupra deținuților din penitenciar. Cum să spun? Îți trebuie totuși un anumit tupeu. Mai nou am înțeles de la gardieni, nici nu mai stați la discuții cu ei, îi plesniți, iar ei execută. S-a ajuns în situația în care nu mai poate exista dialog. Și tot gardienii se plâng că de când ați venit dumneavoastră, toți deținuții din penitenciarul Rahova au început să vorbească foarte urât. Cum Tot mai? timpul, în orice societate, oamenii preiau violența limbajului de la vârful politicii. Interesant. De unde sunt ceilalți deținuți? Brașov, Buzău, Moldova, avem Buzău, Focșani, Focșani, Buzău, Brăila, avem Buzău, Brăila. Înțeleg că atunci când ați intrat în celulă, unul din colegi a vrut să vă ofere patul de deasupra. Eu nu vreau să fiu suspendat și nu va fi suspendat. Așa că ați luat patul de jos. Statul paralel. Foarte interesant. Am și o întrebare mai indiscretă. Este adevărat că atunci când merg la duș, deținuții nu fac de fapt? Înțeleg că dumneavoastră personal de obicei mergeți la duș în grupuri mai restrânse de 5, maxim 6, dar am înțeles că se merge și în grupuri mai mari de 20. Eu personal nu știu cum au loc. Și când mergeți în grup la duș, puteți alege, să zic așa, Da, fiecare cum îi convine. păi și cum vă stabiliți rolul? Domnule, astea sunt negocieri foarte grele. Am înțeles. Și dumneavoastră de obicei. Deci, ori aia, ori aia, ori aia, ori toate la un loc. Deci, practic, recunoașteți că vă place diversitatea la duș? Fără ezitare. Am înțeles. Cum ați descrie ultima experiență? 3 în 1. Da, foarte haios răspunsul. Apropo, dacă îmi permiteți, ați scăpat până acum vreodată săpunul? Mă rog, am scăpat. Am înțeles. Dar când faceți lucrurile acestea, gardianul nu vă privește. Ba, le privește.